muzică, dansuri și voie bună. Așa au sărbătorit elenii în acest weekend Ziua Națională a Greciei într-un cadru festiv de excepție. Sute de membri ai comunității elene din Oltenia s-au adunat sâmbătă în bănie și s-au salutat cu tradiționalul Calimera. Oaspeții zilei, atât români cât și greci, au fost întâmpinați de tineri îmbrăcați în straie tradiționale elene și au încins dansuri greu de egalat în măiestrie și pricepere. Este un moment care unește grecii și filoelenii de pretutindeni sub șeptul credinței și amintirii declanșării Revoluției Naționale a Poporului Elen, Revoluție Anti-Otomană din anul 1821. Graiul grecesc pentru mine înseamnă liniște, frumusețe și cea mai frumoasă perioadă a anului, pentru că încă din 1990, prima țară pe care am vizitat-o a fost Grecia, iar în mod inevitabil de atunci, în fiecare an, îmi fac vacanțele în Grecia. Susțin că frumusețile pe care Dumnezeu le-a dat în această zonă de rai, această frumusețe turistică trebuie păstrată din toate punctele de vedere, nu numai ca relief, ca și climă, dar ca și fel de a fi a poporului grecesc.